de mine sunt colegii de proiect sau o parte din colegii care sunt implicați în mod direct în acest proiect. Și am să vă rog să le adresați întrebări, în așa fel încât să vă faceți o imagine cât se poate de completă vis-a-vis de conținutul proiectului. Chiar proximitatea cu Universitatea de Agronomie și București ne-a dat posibilitatea și mulțumim pe această cale domnului rector care, din agenda dânsului, extrem de, de plină, a putut să-și rupă câteva minute pentru a ne onora cu prezența la întâlnirea de față. Alături de mine se găsesc colegii mei, Gabriel Ionescu, care va face singur prezentarea, Simona Podoreanu, colegul nostru care este Mihai Neagă, medic veterinar, este unul dintre consultanții care fac parte din echipa de implementare a proiectului AgroManager. Alături de mine se găsește colegul care s-a ocupat în mod special de partea de elaborare a acestui soft care ajută la implementarea proiectului și care, adesându-i întrebări, probabil veți afla mai multe detalii. Și nu în ultimul rând, colegul Iari Zihaia, inginer zootehnic, specialist în nutriție animală. Și colegele noastre care sunt pe partea educațională, prezente aici o parte din echipa care vor constitui corpul profesoral care va asigura partea de instruire pentru acest proiect în persoana doamnelor. Georgina Demășcu, conferenție la Facultatea de Management din cadrul Universității de Știință în Medicină Veterinară și colega mea, Valentina Tudor, de la Facultatea de Management din cadrul Universității de Știință în Medicină Veterinară. Nevoia de consultanță este imensă în toate domeniile de activitate. În agricultură, cu atât mai mult, pentru că ea, în secunda asta, aproape că e inexistentă. Dorința și ce au făcut femeii cu darea de mână, care au putere financiară, și-au cumpărat consultanța în interiorul fermei. Dar aia sunt foarte puțini. Marea majoritatea femeilor nu au puterea financiară să-și cumpere în interiorul fermei un expert de o anumită calitate și un anumit calibru care să-i dea diferența de valoare. Noi ce facem prin acest proiect, încercăm să aducem cei mai bune experți în piață, să-i punem la dispoziția femeilor de nivel mediu spre mare, hai să zicem nivel mediu, care să beneficieze de aceste servicii în mod gratuit. Vă mulțumesc, dar nu vreau să închei conferința de presă înainte de a menționa prezența tuturor partenerilor acestui proiect, care, dincolo de Facultatea de Agronomie din București, avem aici de față și reprezentanța Facultății de Agronomie din Craiova, care sunt parteneri acestui proiect. Iar un alt partener al proiectului este firma de consultanță daneză DAS. Vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc în continuare poftă bună și sunt convinsă că veți profita de ocazia de a pune întrebări directe și celor care facem parte din echipa de proiect. Iar o promisiune fermă pe care eu fac și pe care de asemenea constituie și o invitație este că vă vom da o posibilitate să ne vizitați în clipa în care aceste cursuri vor fi demarate, la fel și programele de asistență, în așa fel încât să puteți să luați cursurile la fața locului prin intermediul acestui proiect, lucru pe care practic vi-l vom comunica din timp după o agență care vă va fi cunoscută. Vă mulțumesc încă o dată, poftă bună în continuare și vă mulțumim pentru prezență.